Budescu și Alibek au ieșit din nou în evidență. În fața ultimei clasate, FC Voluntari, Alibek s-a remarcat mai întâi cu o farfecă senzațională, dar mingea s-a dus chiar pe direcția portarului. După 20 de minute de joc, Giugiuveni au deschis scorul. Budescu a pasat perfect, iar Alibek a scris al patrulea său gol din acest sezon. Da, mi-a dat-o perfect. Mă bucur că a venit înapoi și ne înțelegem foarte bine. Mergem și la național acum amândoi și sper să jucăm și să ajutăm echipa. Ilfoveni au replicat foarte repede. Mingea șutată de Mățan a fost respinsă de Lazar în bară. În al doilea act, echipa lui Bergodia a continuat să pună mari probleme. Papazoglou s-a făcut de râs și a ratat cu poarta goală. Apoi Ion Gheorghe a ratat și el, iar Astra, FC Voluntari, s-a încheiat 1-0.